Bună ziua! Sunt Octavian Blăjan, CEO-ul companiei Euroteam GB Spedition și astăzi vreau să vă vorbesc despre subiectul transportatorilor care nu fac bani din cauza caselor de expediții. Să fie oare adevărat că unii transportatori nu fac bani din cauza caselor de expediții? Vorbim despre un adevăr sau un mit creat de către cei care nu cunosc realitatea? Cine sunt cei care strică prețurile în piață? Transportatorii sau casele de expediții? Îmi doresc să clarific, din experiența mea, rolul unei case de expediții și legătura pe care aceasta o face între transportator și client. În primul rând, permiteți-mi să vă explic, în cel mai simplu mod, cam ce înseamnă o casă de expediție sau freight forwarder din engleză. Ea are scopul de a intermedia o marfă din punctul A în punctul B pentru un anumit client care nu are soluție de transport în acel moment. Deci, automat, acesta apelează la o casă de expediții pentru a realiza acest transport. Ca atare, casa de expediții caută soluții pentru transportul în cauză și contactează transportatorul cel mai potrivit pentru acel transport. Nu vreau să intru în mai multe detalii aici, având în vedere că nu ăsta este scopul discuției de azi. Să încercăm să analizăm dacă este adevărat sau nu că aceste case de expediții strică prețurile în transport și din cauza lor transportatorii nu fac bani. Adevărul este că se poate întâmpla și asta, însă eu vreau să vă explic cum stă de fapt treaba și care este rolul casei de expediții, pe urmă vă trageți singur concluziile. O casă de expediții are rolul de a regla prețurile dintre transportator și client. Ce vreau să spun prin a regla prețurile? În primul rând, vreau să vă spun cât se poate de transparent că o casă de expediții nu este un ONG și trebuie să facă profit ca orice altă societate. Și auzi oamenii din fundal. Revenind, problema nu este că face profit, ci cât profit face. Ce vreau să vă spun este că dacă nu face profit, îi vedeți în insolvențe sau pe bursa de transporturi la lista de incidente de plată. Și credeți-mă, nimeni nu vrea asta. Multe dintre aceste case de expediții au intrat în insolvențe din cauza lipsei de profit sau lipsei de cash flow. Dacă ar fi simplu acest business, nu ar exista acea listă și exemplele pot continua. Știu, pe mulți oameni îi macină acest subiect de ce să facă intermediarii bani. Din experiență vă spun că e mult mai rău pentru transportatori dacă acești intermediari nu fac bani, deoarece așa se ajunge la renumitele țepe date pe bursele de transport. Bineînțeles, cu excepțiile de rigoare în care anumiți oameni răuvoitori planifică asta de la bun început, însă nu toți intrăm în aceeași oală. Și aici vreau să explic importanța casei de expediții atât pentru client cât și pentru transportator. Să luăm un exemplu. Un client are un export de Germania. La cine apelează? La transportator sau la casa de expediții? Fiecare are plusuri și minusuri. Ideea este că un client care are un export nu are aceeași cantitate de import în momentul în care mașina transportatorului a descărcat. Iar în punctul ăsta apare casa de expediții care caută soluții la acel transportator pentru a se întoarce acasă sau la următorul punct de încărcare. Dacă am exclude casa de expediții din schemă, atunci fie clientul ar trebui să plătească prețul tur-retur, ceea ce ar duce la un cost extrem de ridicat pentru el, fie transportatorul ar pierde timp și bani pentru întoarcere, iar pierderile financiare fără o casă de expediții ar fi imense. Practic, asta ar duce la imposibilitatea clientului sau a transportatorului să-și desfășoare activitatea. Intermediarul, care îi dă cursă de retur transportatorului, bineînțeles făcând profit și el, aduce o economie atât clientului care a exportat, cât și transportatorului care nu a pierdut timp și bani. Același lucru pe lanț se întâmplă și pentru clientul de import, dacă exemplul ar fi pe sens invers. Dat fiind faptul că deocamdată nu există o sincronicitate între client și transportator pentru a duce la o planificare perfectă, în lipsa unui intermediar numit și hulit casa de expediții, toată lumea ar avea de pierdut. Poate mai târziu, prin avansul tehnologiei, totul se va automatiza, însă deocamdată asta e realitatea. Poate câțiva dintre voi veți spune, abia aștept acel moment, însă ghiciți ce? Și atunci va exista un intermediar, doar că nu se va mai numi casă de expediții sau bursă de transporturi, ci se va numi platformă integrată sau automatizată de transport, platforme la care cineva va plăti abonamente și costurile vor fi atât de bine optimizate încât ei vor face oricum minim 5% profit net și transportatorii vor rămâne la fel. Cei bine optimizați vor crește și vor face profit, cei care nu, probabil, vor dispărea. Am explicat cât mai simplu posibil rolul casei de expediții și cum ajută ea atât clientul cât și transportatorul, mediind, de fapt, această relație comercială în care toată lumea să aibă de câștigat și nu de pierdut. Trebuie să înțelegem că industria transporturilor este destul de complexă.
Cei care înțeleg asta fac o treabă bună, își reduc cheltuielile, maximizează profiturile, au grijă de cash flow-ul companiei, pe care eu îl mai numesc și sângele ei, și mai bine spus, controlează aceste elemente, cresc sănătos și pot adăuga valoare în viața oamenilor, atât a angajaților, cât și a clienților și transportatorilor. Acestea fiind spuse, dacă aveți întrebări sau neclarități, vă rog să-mi scrieți în comentarii, iar eu mă voi strădui să vă răspund în următoarele videouri sau direct la comentarii. De asemenea, mă puteți găsi pe Instagram, TikTok sau pe adresa de e-mail contact@rondeurotimgb.com. O zi bună, ne vedem în următoarele videoclipuri!